Sandu Marian, îmi e simpatic, cum sunt mulți în astă țară. Dar e predispus săracul totdeauna la răceală. Și s-a întâmplat deodată Sandu să se îmbolnăvească nu de tuse obișnuită, ci de tuse măgărească, cu convulsii neîntrerupte, că la față se înroșea și într-una zi și noapte tot tușea și iar tușea. A luat medicamente, prafuri, droguri și chinină, s-a frecat cu unguiente, cu eter, hemoglobină și a pus varză la picioare și ventuze și muștar, iod la piept și pe spinare, însă totul în zadar. Și a fost sfătuit să meargă și la baba, la Speranță. Poate că-i prepară dânsa vreun leac să-i tacă clanța. Mulți tămăduiți de dânsa o slăveau în chip și fel, d-aia cu nădejde la babă, într-o zi s-a dus și el. Iar Speranța, cu o privire, i-a spus verde fără teamă: tusea o să-ți treacă numai dacă bei lapte de mamă. Caută-ți deci o femeie care are un copilaș și vrea și plătește-i să te lase să sugi lapte de la ea. Și în cel mult o lună, două, să nu-ți pară curios, să-ți dispare toată tusea și te faci iar sănătos. Și-a găsit în bârcea mică pe frusina lui tărâță, pe penoasă și voinică și cu un copilaș de țâță. S-a înțeles cu ea să vie zilnic între 5 și 7, fără nicio amânare, să-și bea porția de lapte. Deci venea sărmanul Sandu, după sfatul bătrânicăi, să se vindece cu leacul de la pieptul frusinicăi. Să desăvârșească efectul și gâtlejul aș limpezi, el venea să-și bea remediul și de două ori pe zi. Drăgăstoasă și avidă după avânturi tinerești, într-o zi i-a spus timidă: altceva nu mai dorești? Ah! Ba da, răspunse Sandu cu un aer cam posac. Dacă aș ști că nu te superi, aș dori și un cozonac.